Astăzi alerg al 45-lea maraton și al 35-lea maraton cu drapelul României. Iar se numește competiția de joi. Maratonul Regal, ești invitat, vii? Am de lucru. Haide, domnule, ia așa, demisia și vino. Oamenii lucrează, știi? Trebuie să facem rost de impozite, știi? Haide, hai. Să plătim pensionari. Da, da, du-te la muncă. Vizorul casei Regal. Corect. Aici, 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 haide. Suntem, dacă e, da? Da. Modelul Nea Ilie, am legat și astăzi pentru România, nu doar pentru România. Am purtat tricoul tricolor. Această cursă am dedicat-o, în primul rând, prietenilor mei, Tiberiu și Gabriela, care astăzi se căsătoresc. Și astăzi seară merg la nuntă, în București. Foarte frumos! Sper să le fac și mică surpriză, să ajung la nuntă îmbrăcat în maratonist, nu ca acum, și să fie un moment inedit pentru ei. Încă o dată le-am dedicat acest maraton de la Măiciu lor, pentru că este cea mai frumoasă zi din viața lor după nașterea copilului. Doamne ajută! Hai România! Hai Ilie Roșu! Și maratonul Regal, tot e următorul. Ce? Cum vă numiți? Cătălin Vieriu, primul meu cross montan. Sunt fericit că l-am terminat sub timpul propus. Bravo! Toate cele bune. Să revedem cu mine la următorul. Și curse de șosea ați alergat? Da. Crossuri ați participat? Foarte multe crossuri. Vă așteptăm la anul să alergați maratonul. Cursa de maraton. Să vă pregătiți. Cred că astăzi a fost un succes în faptul că ați luat startul și că ați reușit să terminați proba cross. Să dați Dumnezeu să ne auzim cu bine. Bravo! Felicitări! A doua oară la Măiciu. Cum vă numiți? Marian. A doua oară la Măiciu, a doua oară la cross. Ne vedem la anul la maraton. Cum a fost cross-ul? Super, foarte tare. Ai reușit? Am reușit, am terminat o oră 49. La anul sper maratonul și 5 ore. Felicitări. Îl avem în fața noastră pe domnul Constantinescu. Toată lumea îl cunoaște. Este un veteran al probelor de maraton. Domnul Constantinescu, câte maratoane aveți? Mai știți? 38 plus montane, 55. 55 de maratoane. La treia an consecutiv la maratonul Măieciu. Bravo, felicitări! Veniți la maratonul Regal? Sigur că da. Sigur, așa? Noi la 8 dimineața voi fi prezent. Cum te numești? Ole Marian Gabriel. Ce ai alergat astăzi? Maraton. Ai fost la cursa de copii? Da. Și cum a mers? A fost greu? Nu, a fost chiar așa de greu. A fost bine. Da? Câți ani ai? 9 ani. 9 ani? Și de unde ești? Eu sunt din Măieciu. Din Măieciu? Ești de aici, ești localnic, da? Da. Ți-a plăcut maratonul de astăzi? Concurenții care au alergat la maraton? Da. Da? Și pe ce loc ai ieșit? Pe 1. Pe locul 1? Ia să văd. Eu chiar a avut locul 1. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Bogdane, ce loc ai luat? 2. Locul 2. Ia uitați, chiar a obținut locul 2. Și tu de unde ești? Deloc. Din Cheia? Ai fost și anul trecut la cross? Deja ești un veteran al curselor de la Măieciu. Felicitări! Felicitări! Hai, întoarce-te! L-avem în fața noastră pe Bogdan Popa. Bravo, Ilie, că ai terminat încă un maraton. Al câtelea? Nici eu nu mai știu, al 45-lea maraton. Felicitări! Și al 35-lea cu drapelul României. Felicitări! Tu, cum a fost? Cum a fost? Super bine, primul maraton fără bețe, 5 ore 51. Bravo, ai fost ca albina, te-ai mișcat asta, da? Perfect! Bravo, felicit! Aștept ediția de la anul de Măiciu. Mai puțin! Felicitări! Hai, bărbate, bravo! Se vede foarte bine!
A fost o cursă din dragoste pentru România și din respect pentru Uniunea Europeană, din respect pentru toți participanții la Moeciu, la unul dintre cele mai frumoase maratoane montane din România. Îi felicit pe organizatori, îi felicit pe colegii mei care au fost astăzi la start și ca să arătăm lumii că România este vie și astăzi chiar a fost, cred că, locul cel mai viu din România, aici la Moeciu. Dedic această cursă mamei mele, care împlinește 87 de ani. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și voi mai dedica încă o cursă pe 10 mai. Îi voi dedica și maratonul regal. Mama mea pe 9 mai își aniversează ziua de naștere și poate că acest maraton se numește regal pentru că vreau să fie și un regal pentru ea. A fost foarte greu, a fost foarte cald, dar important este să iei startul și să ajungi la finish. Cel mai frumos lucru este să atunci când treci linia de sosire și lumea te aplaudă, nu pentru că ești un câștigător, pentru că ai reușit să treci linia de sosire și ai transmis un mesaj. Un mesaj pe care l-ai transmis prietenilor, dar un mesaj pe care ți l-ai transmis ție să continui și să nu cedezi niciodată. A România, a Uniunii Europene.